Astăzi s-a dat startul completării fișelor cu opțiuni pentru liceu. În această dimineață, pe site-ul isjbz.ro, la secțiunea Noutăți, a fost postată ierarhia mediilor de admitere de la nivelul județului Buzău. Lista vine în sprijinul absolvenților de gimnaziu care nu și-au completat încă opțiunile pentru liceu. Ei își pot face calcule cu privire la șansele de admitere la liceul dorit, în funcție de clasamentul publicat, coroborat cu topul ultimelor medii de intrare de anul trecut. La nivelul județului sunt 7 elevi cu medii de admitere de 10 și alți peste 200 cu medii între 9,50 și 9,99. La polul opus se află peste 600 de absolvenți cu medii între 2 și 5. În total sunt 3211 candidați. Atenție, însă, ierarhia va fi disponibilă pe site-ul Inspectoratului Școlar doar până vineri dimineață.